Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid și bine v-am găsit la un nou episod. Cred că mulți dintre noi au mers în excursii și, posibil din anumite motive, unii nu au rămas chiar satisfăcuți. Însă, în continuare, urmează să vă povestesc despre 5 cele mai penibile excursii școlare, în comparație cu care ale voastre, vă veți da seama bine, au fost chiar destul de reușite. Să începem! Doi elevi de 17 ani nu erau chiar împăcați de cum decurge excursia lor în Geneva. Considerând că e prea plictisitoare, au hotărât să se odihnească ca doi bărbați adevărați. Ei s-au rupt de restul grupului și au mers într-un striptease club. Acolo nu au reușit normal să admire dansatoarele când și-au dat seama că una dintre ele le-a furat toți banii. Neavând niciun bănuț în buzunar și neștiind cum să se întoarcă la hotel, nu au găsit altă ieșire din situație decât să se adreseze la poliție. După ce poliția a aflat toate amănuntele întâmplării, cei doi băieți au fost deportați în Statele Unite, pe când restul clasei a continuat excursia prin frumosul oraș Geneva. În timpul unei excursii școlare în Barcelona, profesoara a recomandat elevilor să folosească crema de protecție solară, însă cum adesea se întâmplă, cuvintele profesoarei au trecut pe lângă urechile elevilor și rezultatul nu s-a lăsat mult așteptat. Până spre seară, pielea elevilor era foarte arsă de soare, unii au fost arși atât de tare încât a fost necesar să fie internați în spital. O altă clasă, împreună cu profesoara lor, a pornit într-o excursie în orașul San Diego. Plimbându-se pe malul mării, au văzut un semn care avertiza că urmează o plajă de nudiști. Nu știu la ce s-a gândit în momentul dat profesoara, dar a decis să se îndrepte cu întreaga clasă spre acea plajă. Copiii de 9 ani au rămas șocați de cele văzute. Am văzut cum jucau volei niște bărbați absolut goi. Nu pot da uitării nici de cum aceste imagini, a povestit o elevă de 9 ani poliției. Desigur că libertina noastră profesoară a fost concediată, iar cu copiii au lucrat psihologii. Însă profesoara care urmează le-a trecut cu mult pe precedentele din lista noastră. Ea a decis să meargă cu elevii într-o excursie la morgă. Copiii desigur că nu au fost tare impresionați de această idee, dar deoarece profesoara a dat dovadă de o mare persistență, elevii la urma urmei s-au lăsat convinși. Când au ajuns la morgă, au fost duși anume unde medicul expert lucra cu trupul neînsfleţit al fostului lor coleg. Copiii au fost nevoiți să privească cum le este tăiat colegul și desigur că psihicul lor tânăr și fraged a avut de suferit. Mulți dintre copii au nimerit într-o depresie adâncă, iar psihologii au fost nevoiți să lucreze cu ei mai mult de un an pentru a-i scoate din starea de șoc. La ce s-a gândit profesoara aducând copiii într-un asemenea loc, nu este clar nici până astăzi, dar desigur că a fost concediată. O profesoară cu 29 de elevi au mers într-o excursie în Portugalia. Când au ajuns acolo, profesoara le-a permis elevilor să consume alcool și să se distreze prin cluburi până dimineață. În ultima seară, unul din elevi a cerut telefonul de la învățătoare pentru a suna o domnișoară cu care a făcut cunoștință într-un club de noapte. A sunat-o, s-au înțeles să se întâlnească și să se cupleze, iar profesoara chiar le-a cedat tinerilor camera ei de hotel. În momentul când erau gata să înceapă, perechea a observat o cameră ascunsă. După cum ne dăm seama bine, profesoara curioasă a vrut să filmeze totul. După ce frumoasa excursie a luat sfârșit și toți s-au întors acasă, părinții au rămas șocați aflând în ce mod libertin au petrecut odraslele lor timpul. Și desigur că învățătoarea noastră ușuratică a fost obligată să-și caute alt loc de muncă. Și cam atât pentru astăzi, prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like, share, subscribe. Cu voi a fost Madrid, eu vă urez o zi frumoasă în continuare. Ne auzim la un nou episod. Pe curând! Considerând că e prea plictisitoare, au hotărât să se odihnească ca doi bărbați adevărați. Ei s-au rupt de restul grupului și au mers într-un striptease club. Acolo nu au reușit normal să admire dansatoarele când și-au dat seama că una dintre ele le-a furat toți banii. Neavând niciun bănuț în buzunar și neștiind cum să se întoarcă la hotel, nu au găsit altă ieșire din situație decât să se adreseze la poliție. După ce poliția a aflat toate amănuntele întâmplării, cei doi băieți au fost deportați în Statele Unite, pe când restul clasei a continuat excursia prin frumosul oraș Geneva. În timpul unei excursii școlare în Barcelona, profesoara a recomandat elevilor să folosească cremă bați absolut goi. Nu pot da uitării nici de cum aceste imagini, a povestit o elevă de 9 ani poliției. Desigur că libertina noastră profesoară a fost concediată, iar cu copiii au lucrat psihologii. Însă profesoara care urmează le-a trecut cu mult pe precedentele din lista noastră. Ea a decis să meargă cu elevii într-o excursie la morgă. Copiii desigur că nu au fost tare impresionați de această idee, dar deoarece profesoara a dat dovadă de o mare persistență, elevii la urma urmei s-au lăsat convinși. Când au ajuns la morgă, au fost duși anume unde medicul expert lucra cu trupul neînsfleţit al fostului lor coleg. Copiii au fost nevoiți să privească cum le este tăiat.
Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid și bine v-am găsit la un nou episod. Cred că mulți dintre noi au mers în excursii și, posibil din anumite motive, unii nu au rămas chiar satisfăcuți. Însă, în continuare, urmează să vă povestesc despre 5 cele mai penibile excursii școlare, în comparație cu care ale voastre, vă veți da seama bine, au fost chiar destul de reușite. Să începem! Doi elevi de 17 ani nu erau chiar împăcați de cum decurge excursia lor în Geneva, colegul. Și desigur că psihicul lor tânăr și fraged a avut de suferit. Mulți dintre copii au nimerit într-o depresie adâncă, iar psihologii au fost nevoiți să lucreze cu ei mai mult de un an pentru a-i scoate din starea de șoc. La ce s-a gândit profesoara aducând copiii într-un asemenea loc, nu este clar nici până astăzi, dar desigur că a fost concediată. O profesoară cu 29 de elevi au mers într-o excursie în Portugalia. Când au ajuns acolo, profesoara le-a permis elevilor să consume alcool și să se distreze prin cluburi până dimineață. În ultima seară, unul din elevi a cerut telefonul de la învățătoare pentru a suna o domnișoară cu care a făcut cunoștință într-un club de noapte. A sunat-o de protecție solară. Însă, cum adesea se întâmplă, cuvintele profesoarei au trecut pe lângă urechile elevilor. Și rezultatul nu s-a lăsat mult așteptat. Până spre seară, pielea elevilor era foarte arsă de soare. Unii au fost arși atât de tare, încât a fost necesar să fie internați în spital. O altă clasă, împreună cu profesoara lor, a pornit într-o excursie în orașul San Diego. Plimbându-se pe malul mării, au văzut un semn care avertiza că urmează o plajă de nudiști. Nu știu la ce s-a gândit în momentul dat profesoara, dar a decis să se îndrepte cu întreaga clasă spre acea plajă. Copiii de 9 ani au rămas șocați de cele văzute. Am văzut cum jucau Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid și bine v-am găsit la un nou episod. Cred că mulți dintre noi au mers în excursii și, posibil din anumite motive, unii nu au rămas chiar satisfăcuți. Însă, în continuare, urmează să vă povestesc despre 5 cele mai penibile excursii școlare, în comparație cu care ale voastre, vă veți da seama bine, au fost chiar destul de reușite. Să începem! Doi elevi de 17 ani nu erau chiar împăcați de cum decurge excursia lor în Geneva. Considerând că e prea plictisitoare, au hotărât să se odihnească ca doi bărbați adevărați. Ei s-au rupt de restul grupului și au mers într-un striptease club. Acolo nu au reușit normal să admire dansatoarele când și-au dat seama că una dintre ele le-a furat toți banii. Neavând niciun bănuț în buzunar și neștiind cum să se întoarcă la hotel, nu au găsit altă ieșire din situație decât să se adreseze la poliție. După ce poliția a aflat toate amănuntele întâmplării, cei doi băieți au fost deportați în Statele Unite, pe când restul clasei a continuat excursia prin frumosul oraș Geneva. În timpul unei excursii școlare în Barcelona, profesoara a recomandat elevilor să folosească crema de protecție solară. Însă, cum adesea se întâmplă, cuvintele profesoarei au trecut pe lângă urechile elevilor. Și rezultatul nu s-a lăsat mult așteptat. Până spre seară, pielea elevilor era foarte arsă de soare. Unii au fost arși atât de tare, încât a fost necesar să fie internați în spital. O altă clasă, împreună cu profesoara lor, a pornit într-o excursie în orașul San Diego. Plimbându-se pe malul mării, au văzut un semn care avertiza că urmează o plajă de nudiști. Nu știu la ce s-a gândit în momentul dat profesoara, dar a decis să se îndrepte cu întreaga clasă spre acea plajă. Copiii de 9 ani au rămas șocați de cele văzute. Am văzut cum jucau volei niște bărbați absolut goi. Nu pot da uitării nici de cum aceste imagini, a povestit o elevă de 9 ani poliției. Desigur că libertina noastră profesoară a fost concediată, iar cu copiii au lucrat psihologii. Însă profesoara care urmează le-a întrecut cu mult pe precedentele din lista noastră. Ea a decis să meargă cu elevii într-o excursie la morgă. Copiii desigur că nu au fost tare impresionați de această idee, dar deoarece profesoara a dat dovadă de o mare persistență, elevii la urma urmei s-au lăsat convinși. Când au ajuns la morgă, au fost duși anume unde medicul expert lucra cu trupul neînsflețit al fostului lor coleg. Copiii au fost nevoiți să privească cum le este tăiat colegul și desigur că psihicul lor tânăr și fraged a avut de suferit. Mulți dintre copii au nimerit într-o depresie adâncă, iar psihologii au fost nevoiți să lucreze cu ei mai mult de un an pentru a-i scoate din starea de șoc. La ce s-a gândit profesoara aducând copii într-un asemenea loc, nu este clar nici până astăzi, dar desigur că a fost concediată. O profesoară cu 29 de elevi au mers într-o excursie în Portugalia. Când au ajuns acolo, profesoara le-a permis elevilor să consume alcool și să se distreze prin cluburi până dimineață. În ultima seară, unul din elevi a cerut telefonul de la învățătoare pentru are în Barcelona. Profesoara a recomandat elevilor să folosească crema de protecție solară. Însă, cum adesea se întâmplă, cuvintele profesoarei au trecut pe lângă urechile elevilor. Și rezultatul nu s-a lăsat mult așteptat. Până spre seară, pielea elevilor era foarte arsă de soare. Unii au fost arși atât de tare, încât a fost necesar să fie internați în spital.
O altă clasă, împreună cu profesoara lor, a pornit într-o excursie în orașul San Diego. Plimbându-se pe malul mării, au văzut un semn care avertiza că urmează o plajă de nudiști. Nu știu la ce s-a gândit în momentul dat profesoara, dar a decis să se îndrepte cu întreaga clasă spre acea plajă. Copiii de 9 ani au rămas șocați de cele văzute. Am văzut cum jucau volei niște bărbați absolut goi. Nu pot da uitării nici de cum aceste imagini, a povestit o elevă de 9 ani poliției. Desigur că libertina noastră profesoară a fost concediată, iar cu copiii au lucrat psihologii. Însă profesoara care urmează le-a trecut cu mult pe precedentele din lista noastră. Ea a decis să meargă cu elevii într-o excursie la morgă. Copiii desigur că nu au fost tare impresionați de această idee, dar deoarece profesoara a dat dovadă de o mare persistență, elevii la urma urmei s-au lăsat convinși. Când au ajuns la morgă, au fost duși anume unde medicul expert lucra cu trupul neînsflețit al fostului lor coleg. Copiii au fost nevoiți să privească cum le este tăiat colegul și desigur că psihicul lor tânăr și fraged a avut de suferit. Mulți dintre copii au nimerit într-o depresie adâncă, iar psihologii au fost nevoiți să lucreze cu ei mai mult de un an pentru a-i scoate din starea de șoc. La ce s-a gândit profesoara aducând copiii într-un asemenea loc, nu este clar nici până astăzi, dar desigur că a fost concediată. O profesoară cu 29 de elevi au mers într-o excursie în Portugalia. Când au ajuns acolo, profesoara le-a permis elevilor să consume alcool și să se distreze prin cluburi până dimineață. În ultima seară, unul din elevi a cerut telefonul de la învățătoare pentru a suna o domnișoară cu care a făcut cunoștință într-un club de noapte. A sunat-o, s-au înțeles să se întâlnească și să se cupleze, iar profesoara chiar le-a cedat tinerilor camera ei de hotel. În momentul când erau gata să înceapă, perechea a observat o cameră ascunsă. După cum ne dăm seama bine, profesoara curioasă a vrut să filmeze totul. După ce frumoasa excursie a luat sfârșit și toți s-au întors acasă, părinții au rămas șocați aflând în ce mod libertin au petrecut odraslele lor timpul. Și desigur că învățătoarea noastră ușuratică a fost obligată să-și caute alt loc de muncă. Și cam atât pentru astăzi, prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like, share, subscribe. Cu voi a fost Madrid, eu vă urez o zi frumoasă în continuare. Ne auzim la un nou episod. Pe curând! Considerând că e prea plictisitoare, au hotărât să se odihnească ca doi bărbați adevărați. Ei s-au rupt de restul grupului și au mers într-un striptease club. Acolo nu au reușit normal să admire dansatoarele când și-au dat seama că una dintre ele le-a furat toți banii. Neavând niciun bănuț în buzunar și neștiind cum să se întoarcă la hotel, nu au găsit altă ieșire din situație decât să se adreseze la poliție. După ce poliția a aflat toate amănuntele întâmplării, cei doi băieți au fost deportați.